Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța organizează zilele acestea conferința internațională Religie, Cunoaștere, Societate. Evenimentul ajuns la cea de-a 10-a ediție a avut ca temă relația dintre dimensiunea religioasă a omului și condițiile tehnico-științifice ale vieții cotidiene. Conferința internațională de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța a reunit profesori și cercetători de la universități din țară, dar și din străinătate. Participanții au dezbătut teme de actualitate, precum provocările noilor tehnologii, în special cele ale inteligenței artificiale și realității virtuale. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a vorbit despre specificul omului religios. Ce este omul religios? Este omul original, omul desăvârșit, omul ideal, îmbrăcat în lumină, în veșnicie, omul nemuritor. Ce este omul tehnic? Este omul căzut care se luptă să se întoarcă prin diferite mijloace să redevină omul inițial religios. Omul tehnic își găsește vocația în măsura în care tinde spre chipul original, adică al omului religios care ședea în rai cu Dumnezeu. Trebuie să se întrevadă această lumină care nu s-a stins în omul tehnic, dar este destul de slabă și trebuie să se îmbogățească spre a ajunge la lumina inițială. Oricât s-ar strădui omul tehnic în viața aceasta și oricâte realizări vor fi, el nu se poate împlini decât tot în Dumnezeu, în modelul și purtătorul său de grijă, creatorul său. De aceea avem nevoie să ne întâlnim pentru a avea o experiență cât mai largă. Printre participanți se numără cadre didactice de la universități din Marea Britanie, SUA, Canada, Italia, Slovenia, Portugalia, Turcia, Cehia și Cipru. Conferința cumulează profesori de la importante centre universitare din străinătate și din țară și menționez aici Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Cipru, Portugalia și importante centre din România. Este o conferință care lansează un dialog interdisciplinar între filozofie, între teologie și științele sociale, în scopul de a preciza mult mai bine, mult mai articulat, modul în care știința, modul în care noile tehnologii ne impactează viața. Ediția de astăzi încununează 10 ani de exercițiu și de efort de a aduce oameni împreună la masa dialogului, într-un orizont în care dialogul este coordonata principală. Cea de-a 10-a ediție a conferinței internaționale Religie, Cunoaștere, Societate se va încheia mâine.